Mă duc spre Alex. Alex a ajuns într-o zonă de frumusețe și sănătate, evident. Te uiți la el, n-ai zice că e și tată, are și o vârstă, nu. El are fața asta de student din totdeauna. Alex, care e secretul? Nu, nu, nu. Despre ce vă propuneți să vorbim? Bună dimineața! Dani, și eu aștept secretul pentru a arăta bine, că ai fost tu prea drăguț că arăt bine, dar îmi doresc să mă mențin măcar așa în continuare. Cu toții ne dorim acest lucru. Cine nu vrea o viață sănătoasă, să arate bine și pe interior și pe exterior, de aceea tot merg colo-colo să mai aflu informații. Am venit la ei noștri prieteni aici pentru că ei știu despre ce este vorba și de fiecare dată ne dau informații corecte, informații pe care le putem aplica să ne îndeplinim dorințele pe care noi le avem. Și acum vorbim astăzi despre un stil de viață sănătos, despre cum și cât de important este meniul în viața noastră pentru a ne îndeplini acest lucru. De aceea, doamna doctor, este alături de mine, neața. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mulțumim tare mult. Spune-mi care este secretul. Spune-mi cât de important este meniul alimentar în viața noastră. Meniul zilnic este foarte important. Alimentele pe care le consumăm pe perioada unei zile ne conduc la activitățile pe care le facem într-o zi, mai ales atunci când avem și câteva kilograme de scăzut. Am venit cu o dietă nouă, care este bazată pe carbohidrați, cu proteine, fără zahăr, fără alcool și fără conservanți, bineînțeles. Într-adevăr, în tot acest proces sunt o grămadă de detalii pe care poate de multe ori nu le înțelegem, dar mergem la profesionist pentru a ne povesti pe înțelesul nostru și pentru a ne scoate la lumină. De aceea, astăzi am o surpriză pentru voi. Mare atenție, doamnelor, domnilor, pentru că profesionistul în domeniu, un nutriționist foarte cunoscut care a venit în România să ne dea din secretele lui, se numește Gianluca Mec. Neața. Bună dimineața, România. Vorbește în engleză, în italiană și foarte bine în română, zic eu. Cum te simți la noi, în primul rând? Foarte bine. Eu îl iubesc România mult. Înțeleg că dar nu vorbesc mult, dar înțelegem, asta este important și noi iubim Italia și vreau să-mi spui care este regula de aur dacă ne dorim să avem un stil de viață sănătos. Trebuie să evităm zahăr și carbohidrate care se absorbe repede. Okay. E problema mare că carbohidratii sunt buni. Carbohidrații sunt buni într-adevăr, dar trebuie să alegem pe cei sănătoși. Într-adevăr, spunem, știu că 70% contează în procesul acesta de slăbire alimentația, dar sportul trebuie neglijat sau nu? S-a slăbit, alimentația e important, nu sport, nu mult. Sportul e important pentru mantenire. Deci trebuie să pentru s-a slăbit, alimentația e mai importantă. Menținerea, într-adevăr, pentru să ne menținem trebuie să facem sport și pentru psihic. Spune-mi, te rog, ce alternative avem? Cum putem noi să stopăm pofta aceea de mâncare, de dulce? Ce variante avem? De ce noi suntem aici? Avem noi facem? Se face toate conferie dulcilor, dar fără carbohidrați. Deci aveți dulciuri fără carbohidrați, dulciuri sănătoase și fără carbohidrate. Vrei să slăbiți un biscuit? Mulțumesc foarte mult. Cu ciocolată. Mulțumesc foarte mult, Gianluca. Așadar, am primit și cadou. Mulțumim. Vom mai veni să mai aflăm informații. Așadar, dacă nu mai putem de poftă, cum pățesc eu de multe ori, avem și alternative sănătoase. Vă dorim o zi minunată și așadar, mare grijă la zahăr, la carbohidrați, pentru că, uite, trebuie să ne menținem și să-mi vină și sacul ăsta și la următoarele live-uri. O zi minunată vă dorim. Nu te mai alinta, că suntem destui alintați aici. A plecat doamna doctor Pleșa, e o jale aici și un plânset că ne-a zis să picurăm 10 grame de 10 picături de gin, 10 picături pe nici măcar de test de alergie nu ne ajută. Mă rog, mulțumim tare mult pentru informații.